Bună ziua, oameni dragi! O nouă zi de activitate. Uitați-vă ce a făcut tălocul. S-a încurcat după viață. Hai, mai stai aici 5 minute. Mai stai 5 minute că mai am treabă. Avem conducta asta. O să mergem să o montăm pe șasiu. După aceea o să întoarcem șasiul și, nu în ultimul rând, o să ne apucăm să montăm caroseria pe șasiu. A venit momentul să le împerechem. Am reușit să pun conducta de benzină. Cam ăsta ar fi traseul ei. Acolo o să-i fac o mufoare prin furtun. Și în partea asta aici la pompă aceeași soluție, mufoare prin furtun. Iar acum o să încercăm să ridicăm caroseria, întoarcem șasiul și sper să reușim să o lăsăm pe suporți. Hai să-i dăm drum. Am reușit să pun caroseria pe suporți. Deocamdată nu am fixat-o final. Am lăsat-o între deschisă. Aici am uitat să dau gaura în traversa asta. În partea din față la fel. O să trebuiască să dau gaura în suportul ăsta aici. Pentru că suportul ăsta a fost schimbat și nu e perforat. Dar asta desigur nu o să fie și chiar așa costisitor. În rest, cam toate sunt montate, le-am băgat niște șuruburi așa de formă. Aici văd că e mai în spate, o să trebuiască să trag destul de mult. Se vede pentru că are gaura ovală. O să mai trebuiască puțin caroseria adusă spre față. Dar e o chestie aici că s-ar putea să lovească. Ia uite, m-a lăsat ăsta aici. M-a lăsat ăsta aici. Și nu pot să-l mai scot. Ăsta e un gresor pe care l-am desfăcut să-l văd ca model. Pentru că o să întrebească câteva bucăți. Aici, cred că s-ar putea să lovească. Dar nu. Că deja e pe poziție pe suport. Practic, cred că o să se mai lase. Nu mai se lasă, că e fixat. Acolo e bine, avem distanță perfectă. Circa 1 mm avem între carcasă și caroserie. Chestia asta nici nu am văzut-o, n-am fost atent la ea, dar e bine că totul se așează perfect. Și trebuiască să mai montez electromotorul. Am băgat câteva șuruburi. Le-am băgat de formă să țină bucșile. Și în spate aici la fel. Le-am pus de formă. Pe partea din spate o să montez șuruburi originale cu cap rotund, pentru că le am. În celelalte părți o să rămână șuruburile astea pe care o să le adaptez la lungime. Și sper să fie totul ok. Dar
astăzi nu mai pot face mare lucru pentru că deja se noptează. Cert e că sunt mulțumit de ceea ce am reușit să fac. Avem și ăsta aici montat. Doar trebuie strânse și, nu în ultimul rând, o să trebuiască să pun furtunul aici la conductă. Înainte să las caroseria pe șasiu, pentru că după aceea o să mă strângă și practic nu o să mai am loc să lucrez. La final o să ceruim toată podeaua. Aici o să trebuiască să dau o gaură de dedesubt să scurgă apa asta pe care văd că o acumulează. Dar asta o să vedeți în videoclipul următor. Oameni buni, o să încercăm să reluăm activitatea. Ce să zic? Ne vom ocupa de montajul caroseriei. Am aici chestia asta cu furtunul. Asta dacă nu montez acum, nu prea pot să mai montez după. Asta e o problemă. Dar cred că o să mă duc acum să iau sonda. Nu știu furtun dacă o să am. Iar plutitorul asta e mai ușor de băgat cu firele. Asta e puțin mai greu aici, unde se află sorba. După aia să dau gaura asta aici la partea asta. Și desigur să adaptăm șuruburile. Ia să vedem. Deja arată mai bine. Mamă, ce înalte. Wow. Păi cum bine v-am zis, acum lucrez în partea asta. Cred că am și rezolvat o situație. Am pregătit practic sorbul. Aici o să vină returul, ăsta e returul. Asta o să trebuiască să-l înfund cu ceva. Pentru că deocamdată returul nu o să-l folosesc. O să am decât tur. I-am băgat aici un furtun pe care o să-l mufesc cu cealaltă conductă. Acum să vedem, să-i băgăm colierul. Eu nu știu cum să-l pun. O să-l pun așa că îmi permite. Practic aici o să facă vid. Nu are cum să scuipe vreodată ăsta de aici. Pentru că el trage. Eventual să nu tragă aer, dar aici înăuntru la reducția asta l-am bercluit. Și cred că totul e ok. Da, aici e perfect. O să-i bag și în capătul ăsta colierul. Cred că aici o să fie o mică problemă. Nu am loc să-l strâng, dar vedem acum ce face. Nu știu pe unde să bag mâna. Aici nu pot să vă bag. Chestia e că a venit perfect. I-am făcut o garnitură din piele. Cine mi-a zis și mie că rezistă mai bine la benzină. Gata, am terminat de asamblat ambele coliere acolo. Am strâns și astea, am dat și cu silicon. Ștuțul ăsta o să îl las tup și la urmă dacă e. O să trebuiască să fac rost de o litru, nu de un litru, de fapt de o sondă, am vrut să zic, litrometrică. Știu că e pe aici pe undeva, dar o să o pun la urmă.
Acum o să-i dau cu niște bandă acolo, să astup gaura, să nu intre praf, și o să lăsăm caroseria, o să o lăsăm de tot în jos. Și ne apucăm să preparăm șuruburile. Am luat cam ce ne trebuie. O să-i pun șaibă mare sus, șaibă mare jos și desigur o șaibă grovor pentru antidesfacere. Și o să începem cu șuruburile din colțuri de aici. Primele două. Ia să vedem. Am reușit să prind câteva. Pe astea două în spate le-am pus, pe cele originale le-a avut și le-a avut foarte, foarte bune. Le-am prins. Pe ăsta aici, care nu se vede, l-am prins. Pe ăsta, în partea asta, l-am prins. Mai am să-l fac pe ăsta de aici. Pe ăsta l-am prins și pe ăsta. Cam așa. Pe care l-am mai pus. Pe ăsta l-am făcut, dar nu i-am pus piulița. Pe ăsta de aici l-am prins. Și mai am de pus astea două. Ăsta e un pic cam decalat, dar să vedem cum fac să-l aduc. Cred că până la urmă o să ovalizez gaura și o să rămân așa cum e, dar problema e alta. Că mi-e teamă să nu mi hăisească. Mi-e teamă să nu mi hăisească. Dar mai e o chestie, că aici e ajunsă cam la limită. Și nu cred că pot să o aduc. Sau cred că pot. Da, trebuie slăbit și dată caroseria mai în față. Dar aici, da, aici e așa și aici e caroseria mai în spate. Deci trebuie slăbite toate și împinsă caroseria mai în partea asta. Dar treaba asta o să o fac... O să o fac mâine. Frumos. Frumos, frumos, frumos. Dăm înainte. A venit momentul să montăm suporții, practic, ai pompelor de frână și ai pedalelor. Și cam așa vine. Inițial o să montăm suporții originali, iar după ce vom termina cu rarul și cu toate astea, o să trecem la servofrână. Am curățat șuruburile, punem șaibe noi și pe parte și pe cealaltă. Băgăm vaselină la greu. Merge! Fă-ți bucșa ceva, bucșa de asta, uite, este bucșa ta la rar. Da. Am avut o grămadă de și le-am aruncat, mi se pare că mai am niște amortizoare pe acolo, până la cutie. A fost tot pasta de aici, că e largă, și o pasta pe șurub. Da, pui noi? Îi pun, nu, sunt șuruburile acelea, de îi pun pe partea asta, îi pun să aibă plată și grob. Da? Da. Am terminat cu montatul, acum o să curățăm bucșile de la pedale și o să montăm pedalele. Iar acum o să montăm pedalele. Le dăm vaselină aici. Vorbesc cu telespectatorii mei. Dăm vaselină și aici, la greu. Aduce lipsă. Dăm vaselină. Dăm vaselină și aici. Perfect.
Dăm și aici. Dăm și aici. Dăm și aici. Dăm și aici. Dăm la greu și montăm. Eu cred că nu l-am pus bine, că sunt prea apropiat. Da. Trebuie să-l inversez. Așa. Perfect. Băgăm șaiba. Și după aceea băgăm șprintul. Fac frumos. Aha. E destul de greu. Sunt foarte, foarte strâmbe. Gata, oameni buni, am instalat și pedalele. Cum vedeți, arată extraordinar de bine. Avem acolo în spate o mică chestie, o mică problemă. S-a înfundat tabla și n-am văzut. Și trebuie să reglez opritorul ăla. Trebuie să-l desfac mai mult, dar desigur asta o să fac după ce o să montăm și pompele și toate astea. După cum vedem, aici a fost făcut un sistem de readucere cu arc pe care o să îl punem desigur. O să-l punem în aplicare. I-am dat vaselină. Funcționează impecabil. Ca și probleme. Avem maneta asta de la reductor care lovește în tablă. Nu știu exact care ar fi soluția, pentru că nu prea aș vrea să tai, să decupesc podeaua. O să mai mă gândesc să vedem care e soluția cea mai bună. Furca o să trebuiască vopsită, după cum vedeți, doar să o montăm. Aici pe la interior mai e până ajungem partea asta. Suportul arată foarte, foarte bine. O să trebuiască să schimbăm și asta. O să pregătim și pompele. Aici o să trebuiască să căutăm un filtru de benzină potrivit pe care să-l punem între conductă și pompa de alimentare, pompa de benzină. Iar acum următorul pas pe care cred că o să-l fac este să pregătesc radiatorul, să-l curăț, să încerc să-l spăl cât se poate de bine și desigur să trebuiască să-l montăm împreună cu masca de față, ca după aceea să putem să-i facem reglajele. O să luăm niște tarozi, să curățăm toate filetele, inclusiv cele de la caroserii, astea trei de aici, astea două. Văd că aici au sudat băieții piulițe pe partea cealaltă, ceea ce e un lucru foarte bun. Astea patru de aici. Mai avem ceva de... Așa, după aceea o să trebuiască să montăm aripile pe spate. Dar, desigur, asta o să o facem, cred că mâine, iar acum, la îndemână, o să mă apuc să curăț electromotorul, să fie pregătit pentru a le întinde acolo, împreună cu alte elemente, cu furca, cu suportul de la roata de rezervă, cu... Mai avem fruturi ăștia pe care trebuie să îi refacem, adică să tăiem flatbandele astea,
care la rândul lor au fost montate pentru a pune niște proiectoare. Trebuia să curățăm și balamalele, să le vopsim și paleator negre. Astea sunt tor negre. Electromotorul o să vopsesc tor negru. Mai avem ceva elemente pe aici. Cârligele de capote de care țin parbrizul. Emblema. Mai avem ceva de montat. De curățat. Stați aproape.